Bună dimineața! Vă simțiți obosiți și lipsiți de energie? Ce ați zice de o cură detox care să aibă și efect de slăbit? Singura variantă în care slăbitul este sănătos și are beneficii pentru organism este atunci când mâncăm rar și puțin. Iar dacă scoatem din meniu produsele procesate, excesul de grăsimi și proteine animale, avem și un efect detox. După o perioadă în care am făcut excese alimentare, dacă suntem fumători sau am urmat un tratament medicamentos ce a obosit ficatul, prinde bine o pauză digestivă și metabolică. Ce avem de făcut? Să bem multe lichide ca să stimulăm eliminarea toxinelor din organism. Să eliminăm alcoolul, zahărul și alimentele grase care obosesc ficatul. Să reechilibrăm flora intestinală prin consumul de probiotice și prebiotice. Și mai ales să punem accentul pe consumul de legume, bogate în fibre și antioxidanți. Cât timp să facem asta? Minimum 10 zile până la 2-4 săptămâni, în funcție de cât rezistați. Când vine vorba de hidratare optimă, variantele sunt multiple. Apă, ceai verde, infuzie de plante. La capitolul alimentar, faceți din ciorba sau supa de legume preparatul vostru de bază. Care sunt legumele recunoscute pentru efectul detox? Anghinarea este incontestabil planta care ajută ficatul să se refacă, mai ales după un exces de alcool sau grăsimi. Conține inulină, o fibră cu efect prebiotic, benefică pentru echilibrul florei intestinale. Ridichia neagră ajută digestia și stimulează producția de bilă, consumată ca atare sau sub formă de suc. Toată familia cruciferelor trebuie inclusă în meniu, de la varză la conopidă și broccoli. Compușii cu sulf neutralizează toxinele din organism, mai ales dacă le consumăm crude sau le gătim la aburi. Banana este bogată în fructani, fibre cu efect prebiotic, iar smeura conține multe minerale și vitamine cu efect antioxidant. La capitolul aport de vitamina C folosiți kiwi și lămâia, dar și pătrunjelul sub formă de salată. Completați meniul cu produse lactate, fermentate, bogate în probiotice, iar pe post de gustare ronțăiți câteva migdale. Dacă știm ce să punem în farfurie, sănătatea e accesibilă oricui și are gust.